Cât ați dat pe casă? Mai sunt foarte mulți bani de investit în această casă. Asta vom face următoarele luni până în august. Mai sunt 9 luni, Justin, nici măcar un an. Peste un an deja o să fie aici, cred că și cu fitul, adică investiția în ea. Cred că o să sară de 150.000 de euro. Despre treaba asta cu familia mea toxică, după episoadele alea toxice, eu m-am îndepărtat de tot, de tot ce înseamnă unchii mei, mătușii mea, toată nebunia aia de acolo. Nu mai aveam unde să mă duc la o casă unde să fie întâlniri de familie. Am zis că vrem să ne facem noi casa noastră, care să fie casa familiei noastre. Plus că mai era dragă această problemă a societății, mai ales românești, că nu suntem căsătoriți. Eu nu simt neapărat nevoia să ne căsătorim. Mi-ar plăcea. Da, o să facem asta la un moment dat. Plus că vreau ca fitul să-mi care rochea de mireasă la altar. Știi, vreau să aibă 3 ani. Da. De ce facem camera copilului, deși nu avem copii încă? Este clar că o să avem nevoie de camera aia. Hei, ce faci? Este Marina și mi-am găsit la un nou. Bine v-am regăsit la un nou episod, cred că este, dacă nu e Storytime-ul vine săptămâna viitoare. E încă un episod din această serie de la noua noastră casă, care încă nu are un nume. Această serie, gen, nu știu, să fie gen pe șantier sau facem casa visurilor noastre, cel puțin așa am numit daily vlogurile de pe TikTok cu șantierul. Pe șantierul visurilor noastre. Adevărul e că toată viața am visat la un șantier. Și acesta este episodul numărul 2. Aici nu vă arătam așa ideea de echipă. Îmi încălzești mâna asta. Păi, ce rău de tot. Da, pentru că suntem în casă. Muncitorii au început să lucreze pentru că a început șantierul și sunt toate ușile deschise, cumva, mă rog, cel puțin au fost și a intrat tot frigul. Am scos ieri toate aerele condiționate, trebuie să vină alea noi, în fine, e un haos total pe aici. Apropo, aici să știți că e Dusty. Mititel în fășețel în scutec de bumbăce. Și e foarte obosit că toată ziua azi a stat cu noi, că ne-am văzut și cu designerul de interior înainte. Mm-hmm. Să știți că el o să fie aici și o să doarmă. Dusty mereu este cu noi, mai ales la șantier, a fost în fiecare zi. Da. Asta e că stă cu polobocul, stă cu ruleta. A venit cu noi la toate întâlnirile legate de la ce ne-am dus, la baterii de baie, chiuvete, tapet. În episodul acesta vreau să răspundem la cele mai frecvente întrebări. Primul episod a fost turul casei. Vreau să vă mulțumim super mult pentru că turul casei a ajuns inclusiv în trending și am văzut că foarte multă lume e alături de noi și pe Instagram și pe TikTok și aici și peste tot și chiar vreau să fim împreună la acest proces de a transforma această casă, doamne, de fiecare dată o zic, deci sunt un copywriter top, o simplă casă cumpărată în casa visurilor noastre. Și uite că din cadrul șantierului vor apărea episoade în momentul în care se mai întâmplă ceva. Mai departe, cred că, nu știu, când încep să dărâme pereții, mai facem un episod. O să mai vă spunem câteva update-uri legate de ce s-a mai întâmplat, în ce punct suntem, dragă. Suntem încă împreună. Suntem ok, ai probleme, facem matematic. Chiar suntem foarte ok. Frate, zici seama că facem 4 ani de relație, în gen... 4 ani, zici că sunt 16. Da, frate, wow. Chiar mă că asta chiar parcă... 24 în 24, deci asta înseamnă 8 ani. În mod normal, oamenii se văd după ce vin la 6 de la muncă. Noi stăm nostru împreună. 4 ore, 5 ore pe zi. Și spălăm împreună. Tu te speli pe dinți, eu sunt pe budă, lângă. Da, asta e relația noastră. Clai peste grămadă. Dar chiar vrei să apare în următorul meu storytime? O să vorbesc de un subiect ceva în relație. Oricum mai vreau să fac storytime-uri cu tine, dar mă gândeam că poate chiar îl filmăm împreună pe ăsta care vine. Am ceva pertinent de spus? Sunt cu tine în relație, dar aproape 4 ani, ianuarie. Normal, este că, despre relație. Normal că de fiecare dată ai. Da. Are legătură cu filmele pentru adulți, nu mai e un secret. Oricum am mai spus și pe Instagram că o să urmezi ceva de genul. Sunt versat? Da, vreau să discutăm subiectul ăsta. Okay, sunt sau nu ok într-o relație? Ia zis, sunt sau nu ok? Știu că pentru mine YouTube-ul așa e locul ăla de suflet, unde e un super jurnal așa online. Ce, Iustina, a spus ceva de true crime? Trebuie să revină seria noastră de crime? Da, trebuie să revină seria noastră de crime și după decembrie, probabil, când vom avea timp să respirăm, să avem pe unde scoate cămașa. Fiți siguri că o să revină, pentru că vorba aia de aia ne facem studio video în casă, nu? Pentru că vrem să ne fie mult mai ușor să filmăm episoadele și da, chiar vreau să ne întoarcem cu seria asta, pentru că știu că toată lumea a cerut-o. Stați așa că promit că le facem pe toate, doar puțină răbdare și haideți că acum hai să vorbim de asta cu casa. Bun, deci, întrebarea care a venit cel mai des după turul casei, cât ați dat pe casă? Știi care e faza? Că de obicei când nu-mi place să vorbesc de bani, dar asta pentru că, în general, uite, și când plecăm în călătoriile noastre lungi și așa, foarte multă lume mai vine cu întrebările alea, gen, dacă te-a costat călătoria asta, dacă nu știu ce, dar câți bani au ăștia? Adică se duc în zona aia, mamă, dar ia să îi verificăm câți bani au ăștia. Nu știu, frate, dar tu câți bani faci, știi? Adică e chestia asta de ce vrei să știi exact. Eu mă gândesc la baza întrebării astea de bani. De ce vrei să știi chestia asta? Cum e și în cazul călătorilor, în care lumea poate chiar vrea să treacă prin aceleași experiențe pe care le trăim noi, poate și cineva, nu știu, vrea să-și ia o casă, vrea să la, știi? Vreau să comunicăm suma la final. Hai că în timp ce editam m-am răzgândit ce am zis să vă spunem acum, deci cu tot cu taxele notariale a fost vreo 260.000 de euro. La finalul șantierului în septembrie aflăm cât o să valoreze de fapt casa cu tot cu investiția pe care o facem lunile astea.
Cert e că noi am luat această casă, pentru că ați văzut în turul casei, că este la nivel de proiect. Adică nu e o casă pe care să o cumperi și gata, să te muți, să aduci mobilă, să... E clar că, mai ales dacă vrei să o aduci la anumite standarde, unde știi că pentru următorii 20 de ani o să fie țuț și de revistă și chiar o să te simți confortabil la tine acasă, că n-ai, în funcție și de fiecare ce își dorește de la casa în care stă. Plus că să lucrăm în casa asta, adică... Da, plus că noi și lucrăm, facem... Am trăit ce am creat aici. Dacă e o casă la nivel de proiect, o iei și sub prețul pieței. Pieței? Sunt sub prețul de etichetă. Așa, practic am luat... Deci am luat casa asta sub prețul pieței. Ce se întâmplă acum în lunile astea de șantier? Apropo, șantierul o să ține undeva până prin august. Ce? Mai sunt câteva luni până în august. Acum, mai după colț. Bine, de fapt, frate, chiar nu mai așa mult. Trece timpul repede, păi să știi. Da, adică mai sunt 9 luni, știi, nici măcar un an. Peste un an deja o să fie aici, cred că și cu fitul, adică. Facem brad de Crăciun. Doamne, ce drăguț o să fie, Doamne. Și o să vreau să facem daily vloguri de astea de prin casă. Nu știu, frate, mi-e foarte dor, vreau să mă filmez pe YouTube într-una. Ador YouTube-ul, iubesc, e așa cât de suflet. E locul în care te-ai spawnat, care ai ieșit din mlaște. Ca monstru. Hei, bună, sunt Marilu. Ce cute ești. Ador. Luând-o sub prețul pieței și vrând, ați văzut, să schimbăm tot designerul nostru de interior pe care l-am luat, o să ne lucreze inclusiv grădina. Am filmat și abia aștept să fie filmările alea, știți, de înainte și după, ca să vă dați seama cât s-a putut și cât o să se lucreze la casa asta. Deci o să băgăm foarte mulți bani în ea. Mai sunt foarte mulți bani de investiți în această casă. Asta vom face următoarele luni până în august. Investiția în ea, cu tot ce înseamnă materiale de construcție, mâna de lucru, da, domnilor muncitori de la șantier, mobila... Nu știu, electrica, de la încălzire electrică, tot. Cred că o să sară de 150.000 de euro. Da. Cred că s-ar putea să ne ducem în 200.000. Nu putem acum să spunem sigur. Uite, gândiți-vă că, de exemplu, chiar printre întrebările cele mai frecvente era și chestia asta de cum gestionați costurile neprevăzute. Păi uite, de exemplu, granitul pe care l-am pus, e partea aia, o să vă inserez pe aici poze, granitul ăsta pe care l-am pus peste tot la toate terasele. La toate terasele, dar doar părticica aia pe care ieși așa și îți mai pui un suc lângă. Dar aia e undeva la 8.000 de euro. Adică și eram așa, ce, nu, ce mă, mă scuzați, ce? 8.000? Dar ce dracu face, știi? Nu știu, îți bate și la geam dimineața și spune, deschide geamul, iubita mea. Da, e o piatră, dar piatra aia trebuie să scoți din carieră, trebuie să o tai, trebuie să o rau. Da, deci simpla piatra aia. Și vă dați seama, când am auzit, eram gen, ok, wow, total imprevizibil. Da, ești din adu de la buștenici de piatră, da. Da, credeam că o să fie, știi, nu știu, dracu, hai să zicem, 1.000 de euro, știi, să zici, dacă n-am auzit 8.000, m-am terminat, nu mai să cred. Adică asta vreau să zic, că n-avem acum cum să estimăm exact, pentru că tot apare costuri la care nu te-ai fi așteptat. Vă dați seama, noi n-am mai făcut niciodată chestia asta. Adică suntem și noi prima oară în chestia asta și de asta vreau să și vă luăm cu noi, ca să simțim împreună această experiență și ce înseamnă de fapt așa un cuplu tânăr. Mă rog, știm, facem mâine 36 de ani. La mulți ani mie! Uhu! Tânăr ești dacă te comporți. O, iubire, e cel mai tânăr om pe care îl știu. Care e complimentul perfect pentru... Cel mai vampiric, longeviv... Da, da. Minunat. Da, n-avem un buget, dar ne-am stabilit o limită peste care să nu ne ducem neapărat. La o casă nu există prea multe de făcut. Adică poți să te duci niște avioane, niște bălării, dar... Poți să iei un candelabru de 1.000.000 de euro, adică știi, evident, să vedea un candelabru. E un Michelangelo aici. Da, dar trebuie să te încadrezi niște sume ca să iei și niște decizii, nu? Da. Cât plus creative și așa mai departe. Și așa noi am stabilit o limită. Și acum chiar vreau să tratăm așa proiectul ăsta cu mult suflet și mult drag. Și acum dacă o fi dracu să, nu știu, trebuiască să dăm mai mult cu nu știu cât ca să avem ceva ce, wow, am visat noi super tare. Asta e, adică se poate, știi? Și suntem și recunoscători, sigur că se poate face chestia asta, adică exact. Pentru tot ce se întâmplă suntem foarte recunoscători. Și să vă arătăm pe parcurs și toate brandurile de la care am luat fiecare chestie, adică chiar o să fim super transparenți în acest parcurs. O altă întrebare, deci cred că am lămurit-o. Asta zic, am lămurit-o, hai trecem cu următoarea întrebare. Cum de ați decis că acesta este momentul de a vă lua o casă și de a face un șantier și cumva de a face pasul ăsta în relație? Plus că mai era dragă această problemă a societății, mai ales românești, că nu suntem căsătoriți. Dar poate vorbim separat de chestia asta, în care pentru noi nu contează neapărat un act și o căsătorie. Gen, eu aș putea, sincer zic, eu aș putea să nu ne căsătorim niciodată. Nici eu am niciun stres, plus că eu aștept să mă cer tu, adică... Amândoi suntem super de convențional, frate. Am zis! Eu nu simt neapărat nevoia să ne căsătorim. Mi-ar plăcea... Da, o să facem asta la un moment dat. Da, dar... Poate! Da, mi se pare mai important, de exemplu, nu știu, să ne facem casă împreună, să facem copii și așa mai încolo. Plus că vreau ca fitul să-mi care rochea de mireasă la altar, știi, vreau să aibă 3 ani. Da.
Da, am eu filmul ăsta cu fiul meu sau fiul mea. Să fie așa mic pe la 3 ani și să fie îmbrăcat în costum sau în prințesă, știi? Și gen să meargă cu... Să-mi care așa rochia de mireasă pe la spate în timp ce dă lumea cu orez. Să știți că la noi căsătoria nu este... Adică că mai fac eu glume că wow, când mă ceri, da, pe bune, lol, când dracu mă ceri, mă duci în toată lumea, în toate țările mergem și nu pui dracu întrebarea. Plus că să știi că pe Asia mă ceri. Deci să nu cumva să mă ceri în altă țară, eu știu undeva, deci vreau ori Japonia, ori Corea, ori China. Miroase fum. Abășinei de la Dustin de la mine. Cum a venit pasul ăsta de a ne cumpăra o casă? Deci în cazul meu a venit nevoia asta de să cumpărăm o casă și să fie casa noastră. Eu pun foarte mult preț în viața asta și mi-am dat seama de chestia asta pe călătorii și pe amintiri. Ideea e că sunt un om foarte conștient de moarte și chiar o să vreau să vorbesc într-un story time despre chestia asta, pentru că mă rupe gândul ăsta legat de moarte. Este practic cel mai cert lucru din viața asta că o să mori. E mai cert că o să murim decât că o să ne căsătorim la modul ăla. Eu cu fiecare călătorie pe care o avem conștientizez această etapă a vieții care te așteaptă. În momentul în care călătoresc simt că suntem în cel mai înalt punct al vieții noastre și spiritual și psihic și în orice fel vrei. De asta prioritizăm foarte mult călătoriile și eu până murim vreau să vedem toată lumea. Asta e prioritar pentru mine, rest nu mă interesează. Asta e prioritar. Cu ce amintiri rămân, nivelul spiritual la care ajung să mă ridic cumva, știi, și toate momentele alea. Într-un tuk-tuk din, nu știu, Corea sau într-o oriunde, știi, desculți într-o pădure și gen în oriunde, știi, și mă uit așa la tine, zâmbim și știu că o să ne amintim momentul ăsta și când o să fim bătrâni și o să uităm unul de altul. Adică de la bătrânețe, de la ce o să avem. Și Alzheimer, dacă avem, dăm drumul la vlog. Pentru că, probabil știți de la storytime-urile de acum câteva luni despre treaba asta cu familia mea toxică, cu partea aia de familia mea toxică, super ciudată, unde, mă rog, mi-am petrecut eu ultimii ani la toate întâlnirile alea de la casă și la întâlnirile cu familia și așa. Și acum cumva nu mai am asta, pentru că după episoadele alea toxice, eu m-am îndepărtat de tot, de tot ce înseamnă unchii mei, mătușii mea, toată nebunia aia de acolo care mă făcea să mă simt horror și care mi-a creat niște post traumatic, mi-a dat o grav. Niște blocaje. Pentru că nu mai aveam unde să mă duc la o casă unde să fie întâlniri de familie. Vă spun sincer, nu mai aveam o casă unde să merg la întâlniri de familie. Asta după ce am tăiat toate relațiile toxice cu familia mea de care v-am povestit. Și am simțit că e momentul, având în vedere că și pot face asta și putem face asta, adică am ajuns în punctul care să ne permitem, am zis că vrem să ne facem noi casa noastră, care să fie casa familiei noastre. Să fie cumva și o casă unde să vină prietenii noștri oricând, să se simtă ei ca acasă. O casă în care să facem, nu știu, mesele de Crăciun, să facem revelionul, să ne creștem copiii, că doar vrem copii, da. Vrem să umplem casa asta de copii, știi? Și deci pentru mine în principiu a fost chestia asta cu să ajung să fac eu alături de familia mea, casa familiei noastre și cumva să continue această tradiție pe care eu din păcate nu mai pot să o fac cu familia mea. Din motivele evidente pe care toată lumea le cunoaște, nu pot să fac compromisuri dacă tu ești toxic și îngrozitor. Vreau să mă protejez în viața asta de... nu știu, nebunii. Pentru mine nu mai există compromisuri, nu mai există, nu știu, să oferi a doua șansă unora care te-au, nu știu, erau în stare să te vândă pe la spate, știi? Asta e faza. Când eram în tot felul de călătorii, uite, și în Corea și când ne-am dus în Japonia, aveam așa un gol în stomac, pentru că mă gândeam că eu văd toată lumea asta și așa, dar îmi place să știu că am o bază undeva, dar nu cu ceva primit de la image, nu știu, apartament sau mai știu eu ce, să fie ceva pe propriile noastre forțe, da, știi? Unde am muncit, unde ne-am investit toată energia, tot timpul, toate visele, toate. Am zis că gata, hai să fac. Adică dacă nu ne aruncăm acum, gen, ok, putem să călătorim lumea oricând. Acum ni s-a părut cel mai potrivit moment să facem investiția din punct de vedere al casei. Din toate punctele de vedere, ăsta era momentul pentru casă. Altfel o să fie acum când o să călătorim lumea și facem ce vrem noi, dar știm că ai această bază sigură, știm unde e acasă. Și acum știu că o să fiu mult mai liniștită, mamă, deci aveam niște anxietăți când eram plecată uneori. Cel mai mare vis al meu era ca atunci când vin copiii și așa, să putem să ei să fie așa super mici și să-i punem cu piciorusele pe iarbă, știi, la, nu știu, la două zile când venim de la spital cu ei, mă rog, el, ea. Ca om crescut la munte și fiind scăpat în zăpadă în primele două zile. Da. Da, eu am fost copil crescut la bloc, el la casă. Dacă nu voiam copii atât de repede, poate, uite, și ăsta e un factor foarte important. Poate nu făceam casa asta. Da, adică, e posibil. Adică poate nu luam o rulotă și mergeam prin Europa. Vreau ca acel copil, nu știu, să aibă această stabilitate, să se nască și să aibă camera lui, să aibă curte și am luat într-adevăr aceste decizii și pentru viitorii noștri copii. Sunt eu relaxată în capul meu că vin în viață și au o stabilitate din prima. Eu, noi, dacă era după noi, vorba ta, ne luăm o rulotă și eram bine rău de tot. Eram acum pe la, nu știu, pe la Everest. Dar și tu simți, tu ai cam același răspuns, nu? Da, normal. Okay. La mine e mai simplu. Care?
Uite împreună. Doamne, vreau să fac amintiri aici, cel mai faine chestii. Tot ce mi-am imaginat toată viața mea aici, în locul ăsta. Și am norocul și, nu știu, binecuvântarea să pot să iau decizie că vreau pian acolo. Sau da. Vreau tablou aici, vreau să te pup aici. Da. Vreau să sparg peretele ăsta ca să am o bucătărie unde să-ți gătesc ceva minunat. Da, și mie mi se pare așa ciudat că gen e totul al nostru și tot ce punem e al nostru și tot. Următoarea întrebare, mamă, zici că le zic eu din mintea mea, dar jur că astea au fost cele mai frecvente. Deci ați ales să cumpărați o casă care deja era, deja e construită și care trebuie refăcută, în loc să construiți voi una. Te-am zis, fii anită. Argumente, dacă o construim, cât durează, ce presupune, cât o să ne mușcăm de ceafă, ce putem, trebuie să punem pe pauză următoarele lucruri. Dacă o luăm deja făcută și ne mutăm, deschidem ușa, mulțumesc cheile și încep să mut mobila prin casă, ce presupune asta? Și mie mi se părea cea mai bună opțiune să luăm o casă proiect unde să fie cleiul nostru pe care să-l modelăm, da. Să-l aducem, chiar dacă eu, teoretic, aș fi vrut să am un pod cu mansardă, cu geam, ok, no. E suficient ce avem, hai să lucrăm cu ce avem, să facem ceva frumos în stilul nostru. Părea cea mai la îndemână, că nici nu voiam să fie o casă care deja să fie gata, deja să fie perfectă, să putem să aducem mobilă în ea. Nu, adică vreau eu noi și să... Și mi s-a alergat după aprobări, n-am vrut. Da, noi să vorbim cu designerul de interior și ea să deseneze și să facă în funcție de ce ne dorim. Adică, bă, voiam să mă joc, știi, să fie cum ai spus și tu, un clay, gen să-l modelezi așa cum vrei tu. La fel de bine puteam să, mă rog, să construim una de la zero, dar era mult mai mare... Nebunia, da. Nebunia și... Vom face și asta la un moment dat în viitor. Da, am avut și foarte mare noroc că unii ar spune din nou, dragă, că am manifestat felul în care am găsit această casă, pentru că noi n-am fost la mai multe vizionări. Noi țin minte că eram în Turcia, parcă. Deci noi după Japonia ne-am dus în Turcia, am stat vreo 20 săptămâni și ceva. Când eram în Turcia, am închiriat noi o casă foarte mișto undeva pe niște dealuri. Atunci cumva am zis că, deci mai știu că am venit la Justin, mai știi că am ieșit eu din piscină și m-am dus la tine care era în casă și ți-am zis: auzi, Justin, cred că e momentul să ne luăm o casă. Că deja era ideea asta mea plantată din Japonia, știi, cu anxietatea mea că, bă, n-am o bază, vreau unde să-mi aduc copiii, unde să tot. După care, fix la, cred că 3 săptămâni după ce ne-am întors din Turcia, avem noi un prieten care are o cunoștință, care tocmai vindea o casă. Și nouă ne plăcea foarte mult prietenul ăsta unde stă el. Și chiar ziceam când îl mai vizitam, că, mamă, ce ne-ar plăcea să găsim și noi undeva pe aici, foarte mișto, nu știu ce, la. Și care erau șansele, ca la gen o săptămână după. Noi când ziceam așa la mișto tipului lui, gen, mamă, ce mișto e la tine, ce tare ar fi să... Și fix la o, la o săptămână după, deci nu știu cum au lucrat astrele, nu știu, astrele, zodiile, creatorul, vrăjitoarele nopții, nu știu ce, am primit acest telefon care ne-a spus că, să știți că tocmai unul dintre vecini își vinde casa fix acolo. Și când am auzit, eram gen, what? Și uite, așa ne-am dus la o vizionare. Și atât a trebuit să intrăm în casă. Și cum am intrat, știi, e chestia aia de cum intri și începe așa să-ți imaginezi ce o să fie în fiecare cameră. Da. Păi fix așa a fost și în casă. Și o simți, mamă, deci o simți. Da. Imediat îți dai seama de vibe-ul în casă. Adică am și știut că nu mai vrem să vizităm nimic altceva, nu mai, gata, asta a fost aici, deja vorba aia, vedeam cum o să facă copiii noștri primii pași. Deci semnele putem spune că ni s-au arătat, da? Deci am pus, a venit momentul în care fix se vindea o casă, am intrat în ea, ne-a plăcut și uite-te în ziua de astăzi. Bă, când se așează unele lucruri, e bine să le îmbrățișezi, nu să le dai așa cu șutul, știi? Că trebuie să vezi, până la urmă, ce ți aduce viața. Trebuie să înnoți cu curentul. Să înnoți cu curentul, vorba asta, te-a vorbesc, da, ador. Bun, asta era vorba mea plus, mă ținte. A, poate, de fapt era vorba ta, mi se părea mie că am văzut pe Tumblr, dar cred că mi s-a părut doar. O altă întrebare super frecventă este dacă ați făcut, da, e ușoară întrebare aici, dacă ați făcut credit la bancă. N-am făcut credit la bancă, casa este făcută pe banii noștri, nu știu, strânși, spuneți-le cum vreți, pe banii noștri pe care îi facem, dar da, într-adevăr, o mare parte din banii noștri o să fie băgați doar în această casă și reprezintă această casă. Asta e viața noastră de la momentul ăsta, casă și călătorie. Simplu. Altceva, nu știu, să mor eu. Deci atâta vreau să, atâta vreau și eu în viața asta. Să am unde să stau. Un simplu. Sunt un om simplu, îmi place roșia, brânza, să am o casă și să văd și eu lumea asta înainte să mor. Atâta mă interesează. Casa măcar o las dracul la copii. Bravo. Dar, știi, adică dacă ar fi fost nevoia să ne facem un credit, nu știu, eu nu-s neapărat fană credite și tot, dar în același timp, frate, uneori, în anumite situații și așa, n-ai altă alegere. Și nu e o rușine să faci pe urmă chestia asta, dacă ți-asumi să te înhămezi. Bine, nu e vorba de alegere, e vorba de să faci niște calcule, să vezi dacă îți permiți. Ai și aici niște...
chestii pe care trebuie să ți le faci înainte să ți iei un credit. Dar cert e că noi nu am apelat la un credit, nu avem credite, efectiv nu avem credite. Mai departe, întrebarea mea preferată, de ce facem camera copilului deși nu avem copii încă? Păi dacă nu v-ați prins încă, noi materializăm. Iată, până acum numai materializări care s-au materializat, materializăm și materializarea asta. Noi doi la mână. Așa. Dacă tot ne apucăm să facem casa, hai să facem totul bine din prima. Asta voiam să zic. E clar că... Adică e clar la... Da. Nu știu cum să mă exprim, dar este clar că o să avem nevoie de camera aia la un moment dat. Eu gândesc totul din punct de vedere super tehnic. Ideea e că noi suntem atât de săriți de pe fix. Deci noi avem acest Delulu Times, în care noi ne gândeam, bă, dacă tot facem camera și așa, să alegem și căruțul. Oricum, noi vrem absolut toate chestiile să fie unisex. Nu vreau pe roz, pe albastru, nu mă interesează. Oricum, eu nu văd culorile și sunt de acord cu ce. El oricum nu vede culori, vede și ce dracu. Cum le zice, maro. Nu știu, îmi plac nuanțele astea mai pământine, adevăr. Ce să vă mint, că așa e. Noi voiam să alegem deja tot. Pentru că, știți care e faza? E clar că vrem copii. Gen, nu mai e niciun secret. Secret și o să vă cadă vouă figura, o să fie atunci când o să vă zic că sunt gravidă și o să vă zic în anumite povești. De ce naibii atunci când facem casa tuț de revistă și suntem într-un șantier luni de zile? Păi de ce să nu facem și camera copilului? Toți suntem într-un șantier, când tot îl cumpărăm mobilă, luăm absolut totul, punem tapet și așa mai departe. Păi nu mai bine facem și camera aia. Și atunci când o să vină momentul cu copilul, o să stau eu așa, uite aici în sufragerie, pe canapele, o să stau eu așa întinsă, fără să mișc un deget, că deja camera e pregătită. Asta zic. Și tot ce singura mea grijă o să fie să-mi crească burta. Păi eu asta vreau, știi? Nu vreau să am stresul ăla de sunt gravidă. Ok. Au luat priză. Nu avem priză acolo, trebuie să spargem acolo. Pe căruțul. Da. Eu din momentul în care aflu că sunt gravidă, o să stau numai cu camera în față să mă filmez cu voi și atât. Stau pe canapea și prin România și prin Asia, depinde unde ne mergem, să-mi crească burta. Atât o să fac eu atunci. Și mai e o întrebare, ce o să faceți dacă vin doi copii? Unde îi puneți? Bă, asta e o întrebare foarte bună, nu avem unde. Sandwich. Furtun afară. Fac, da, deci dacă o să avem doi copii, cred că o să-mi împlinesc un vis de a avea o cameră de aia copilor cu patru de la supraetajate. Da, dar ceva cute. Până la... Da, și ceva cazemat așa de și când să-l facem mai mare, ne construim altă casă. După. Să spunem că o să folosesc aceeași cameră. Bine, e și studioul tău sus, care e o cameră superbă și foarte mare. Ai putea să eu pasez lufitul. Ar putea unul să crească în dressing-ul tău și unul în studioul meu. Ce zici? Deci facem concurență. Deci nici eu nu renunță. Eu nu renunț la dressing-ul meu pe care mi l-am dorit de când mă știu pe planeta asta și el nu renunță la studioul lui de la ultimul etaj. Pentru adică că totuși vreau să lucrez în casă. Chiar vreau să văd cât de frumoasă sunt încinși pe oglinzi din dressing. Dar poți să zic eu cât de frumoasă ești. Da? Mai era o întrebare legată de asta cu banii, dacă ne-au ajutat părinții când a venit vorba de, de această investiție. Dacă ne-au ajutat părinții? Da, gen cu banii. Aici voiam să zic că nu, absolut. Nu, uite, arată spatele, este pe spatele tău. Ce? Și pe spatele meu această casă făcută, pe spatele nostru. Doamne, what the fuck, Justin? Și ne-a explodat o baterie. E posibil. Cât durează șantierul? În principiu, după cum am mai spus, până undeva prin august, septembrie max. Nu e așa că ne-am dat target. Asta ne-a estimat designerul nostru de interior și domnii de la șantier. Ei au aproximat chestia asta. Mă rog, și asta, aproximarea asta vine cam în funcție de ceea ce le spui tu că vrei să faci. O să intre foarte multe în aceste luni, adică, nu știu, mi se pare că sună puțin, adică... Nu e puțin grădină, fațadă, interior? Nu, zic puțin în luni, adică în 8 luni să faci atâtea, mi se pare wow, nu știu, n-am mai făcut niciodată un șantier, zic și eu. Și mai era o întrebare, cum ați luat decizia de a merge cu un designer de interior mai departe? Avem nevoie de arbitru. Da. Vreau vaza aia! Nu, Justin, nu luăm vaza aia! Și zic, ba, trebuie să luăm vaza aia! Ba, nu, să luăm vaza asta! E urâtă! Ba, trebuie să luăm vaza asta! Ca să rupem chestia asta, să avem un arbitraj corect, mi-am luat o persoană care ne poate ghida din punct de vedere tehnic, pentru că sunt foarte multe lucruri la care nu te gândești. Spre exemplu, vreau să construiesc în curte o seră. Așa mi-e o bășină, am văzut pe Pinterest o seră în care să stai, să ai plante, să bei o cafea. Și vine foarte frumos designerul interior și zice, alo, revin la realitate. În primul rând îți trebuie aprobare de construcție, trebuie să fie la nu știu ce distanță de gard. Știi? Și revii așa, îți dă o palmă. Nu știu de pompă, nu știu de care, trebuie să faci hidroizolație dacă vrei pe terasă să pui nu știu ce, unde să se scurgă apa și trebuie să spargem tot și să băgăm nu știu ce fire. Sunt unele lucruri pe care le știi și de obicei o să găsești că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știi, nu pentru că nu ai de unde să le înveți, că sunt niște lucruri destul de simple. Da. Nu te-ai lovit de ele până acum. Și mai bine este să le descoperi
printr-o persoană decât să le descoperi printr-o eroare sau printr-o amendă. Exact. Wow, foarte bine punctat pus. Wow. Noi folosim în această casă, după cum am spus și în turul casei, maximalism eclectic. Baroc. Interbelic. Cuvinte. Goth. Pentru că avem această ciorbă de idei și așa, e un stil foarte, adică e ceva foarte complicat de gândit. Faza e că chiar trebuie să fie un expert, un profesionist și pe zona asta de maximalism, pentru că fix Alina de la 2Deco cu care lucrăm, pe care, Doamne, chiar sigur o să este o vedeți și delicios. Da, și probabil o să o vedeți și într-un vlog, oricum o vedeți pe Instagram și așa, că mereu o postez eu, minunată, Doamne, vă recomand maxim. Ea și lucrează cu acest stil așa mai nebun, că ea lucrează și internațional și gen are groază de proiecte foarte faine. Și când am văzut ce face, eram gen, o, Doamne, asta este fix persoana pe care o căutam ca să ne îndeplinească nouă imaginea asta foarte aiurită, dacă vreți, a lucrurilor. Nu suntem într-un stil normal și acum nu vreau să zic, gen, Doamne, ce speciali suntem noi, am avut nevoie de un om super special. Nu, e pur și simplu, așa e maximalismul, gen. Și într-adevăr e un stil foarte complicat. De asta am avut nevoie cu siguranță de un om specializat care să ne dea o direcție și practic să facă tot. Da, este duhul lui Aladdin și Marilu este Aladdin, da. Că ea își dorește foarte mult să arate lucrurile într-un fel. Eu nu țin morțiși așa. Eu am ideile mele în studio la mine să fie cum vreau. În rest, liber. Mai multă lume întreba dacă facem casa și pe exterior. Da, gen, acum sunt schele puse pe casă și facem și tot exteriorul. Vă dați seama, v-am spus, o să refacem tot absolut iată. Tot. Nu știu cât de bine se vede, dar în fine, în spate este deja o schelă. Cert e că noi putem să venim să filmăm de aici numai în weekend, pentru că este plin de muncitori. Și acum hai să vorbim rapid despre update-uri, ce s-a mai întâmplat de la turul casei. Deci deja a trecut o lună, pe lângă că a început șantierul, sunt puse schelele pe casă. N-avem cine știe ce să vă arătăm decât niște videouri pe care le vedeți acum, unde, mă rog, e pusă schela și așa. O să înceapă lucrurile în interior. Mai exact scos faianță din băi, mai exact poate spart un perete. Exact. Lucruri și de aruncat că trebuie să aruncăm. Și deci, și o chestie foarte importantă, o să avem mai multe chestii pe care o să le donăm. Ideea e că avem aparate de aer condiționat, căzi, tot felul de piese de mobilier din băi. Vă dați seama, noi pentru că schimbăm tot, scoatem absolut tot. O să avem 1500 de uși, le dăm parchet. Parchetul ăsta care e acum pe jos, adică acum e ultima oară când prindem parchetul, că deja gata, e săptămâna viitoare o să fie scos tot. Ideea e că toate chestiile astea o să le donăm și o să postez fiecare lucru pe care îl donăm în parte pe Instagram. Ideea e că eu nu vreau să ajungă lucrurile astea la oameni pe care și le-ar permite. Chiar vreau să, nu știu, poate să vorbesc cu asociații sau... Ideea e că și nici nu vreau să ajungă toate în același loc, vreau să dau, nu știu, trei uși într-o parte, un aparat de aer condiționat într-o parte. Ne-am dus să alegem bateriile de baie, toaletele, o să avem toaletă. Toaleta. Da. Toalete. În camera noastră o să avem toaletă din aia inteligentă ca în Japonia, care te spală la fund. În baia matrimonială, adică nu în camera noastră. În baia matrimonială, visul împlinit. Da, o să o luăm de la Groe și am avut întâlnire cu ei săptămâna trecută. Am ales deja toate chiuvetele, toate bateriile de baie, toate căzile încă nu le-am ales. Căzile încă nu le-am ales, dar ne-am dus să ne uităm la tapet, pe care o să o luăm de la Vladila. Dar oricum, pe parcurs o să facem și daily vloguri în care vă luăm direct acolo și când alegem și când. Acum, momentan, am fost la niște întâlniri ca să discutăm despre ce vrem să facem și cam ce vrem de la oamenii respectivi, de la brandurile respective. Cu obloanele, ca să le facem electrice și să le recondiționăm două dintre ele. Da, deci momentan acum s-a lucrat doar în exteriorul casei. Dar în principiu, următorul episod care vine din această serie de pe șantier o să fie cu noi care, nu știu, venim când începe să lucreze în interior, poate filmăm, nu știu, și pe lângă domnii muncitori. Nu prea e ceva de arătat ca să zici, wow, ce diferență. Cred că ce o să facem o să fie că filmăm părți, știi? De filmăm părți, de vloguri în părți și cumva le unim după ca să se vadă exact, o anumită exact schimbare. Adică nu o să vă pare interesant să vorbim despre țevi și electrică, da, dar este cea mai importantă chestie în casă. Să ai curent, să ai apă, să nu-ți plouă în casă. La episodul ăsta am răspuns la întrebări și o să urmeze restul de episod. Nu știu cât o să fie. O să facem, nu știu, 4, 5. Și cam acesta a fost episodul din casa visurilor noastre, cred. Șantierul casei visurilor noastre. Hashtag Marilu Iustin, camera de copil. Hashtag Budă care te spală la cur. Dar stii efectiv doamne ca un îngeraș. Asta nu s-a mișcat. E o plăcintă scoasă din cuptor. Fie atentă. Ești gata? Da. De ce se aude așa? Asta ne va spune domnul care vine să repare termopanul. Deci, haideți cu noi! Oh, fuck, l-am luat pe la sinas. Doamne, îmi pare rău. Avem nevoie neapărat de un copil. Bun, deci, cam acesta a fost episodul. Ok. Hoții! Justin, frate, încetează, că încă nu m-am obișnuit cu casa asta și mi-e puțin frică. Nu trebuie să fie frică pus.
Nu. Sunt aici. Gata, ne vedem în fiecare zi pe Instagram, pe TikTok și săptămâna viitoare ne vedem cu storytime-ul despre încă un subiect unde, ca de fiecare dată, am ceva de spus. Hot. Ce trebuie neapărat să fie acolo, ca să auzi ce am de zis. Să-ți povestesc și eu experiența mea cu niște lucruri interesante. Merită. Păi, dar pe bune mi-ar plăcea. Adică știm despre ce vorbim. Eu am trecut foarte încărcat. Ești scârbos. Ok. Bine, pa! Cred că iar a făcut un pârs de asta. A făcut că miroase a butoi de varză.